Bun. Acum că am văzut funcțiile de pe zile, o să ne uităm și la funcțiile pe, pe timp, care sunt, mă rog, destul de straightforward, le înțelegem ușor, hai că sunt ușoare. Avem trei, bineînțeles, cele mai importante, hour, create that, as hour, care e clar ce face, ne extrage ora din data respectivă. Și normal mai avem încă două, o să le trec direct așa, minute și second. As min, as sec și fără ultima virgulă, care ne extrage minutul și secunda din timpul respectiv sau din daytime-ul respectiv. Funcționează și pe coloana de tip time acest lucru. Deci acestea sunt trei funcții prin care putem să extragem anumite informații din, dintr-o dată sau dintr-un timp, mai bine zis, că sunt funcții de timp, pe care de asemenea le putem folosi ca să grupăm, să vedem, nu știu, intervalul sau ora cea mai populară, exact cum am făcut episodul trecut cu data, putem să, cu ziua, de fapt, putem să vedem ora sau intervalul de ore, nu știu, să luăm un interval între 12 și 15, câte conturi s-au înregistrat sau... Putem să facem tot felul de statistici, sunt destul de utile în momentul în care vrem să creăm niște rapoarte pentru, pentru clienții. Pe lângă acestea trei, mai avem încă două, time format, care funcționează exact la fel cu date format. Deci aici o să-i zic time format. Avem la fel created at, după care la fel avem formatul în string. Dacă ne uităm două secunde să vedem pe unde este time, 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 time format. Folosim exact aceleași, cum îi spune, constante, nu știu cum să le numesc, ca la date format. Da? Deci putem să venim la date format și să vedem aici, la fel, putem să luăm ora. Uite, acum putem să facem cu ora în 12, de la 1 la 12 și să adăugăm AM și PM, dar în același timp vedem că procent R este time în 12 ore, sub forma HHMMSS, followed by AM or PM. Deci putem să îl formatăm direct așa sau, mă rog, în cazul în care nu avem nevoie de și de secunde, putem sau vrem să facem diferit, să nu fie cu două puncte sau să fie altfel, atunci putem, bineînțeles, să venim în partea de sus, luăm ora în, de la 1 la 12, pentru că ne interesează să punem AM, PM, punem două puncte, luăm minutul, unde e minutul, procent I, după care, cu, după spațiu, o să punem procent P, care îmi afișează dacă e AM ori PM. Da? Și atunci îl facem diferit. Și vedem aici unde era 23 și 45, este 11.45 PM. Că tot am dat exemplu, cred că acum două episoade. Acestea au fost funcțiile de... Nu, mai am una. Mai am una, am uitat de ea. E time to sec. Time to sec, created at, as time to sec, iar aici să zicem as time format. Iar acest time to sec ne returnează secundele de la miezul nopții zilei respective până în moment, adică până la ora respectivă. Dau un exemplu ca să fie mai ușor, select time to sec. Și spun aici 0, 0, 0, 0 și 10, da? Adică la 12 noaptea, secunda 10. Și dacă rulez acest query, o să-mi arate 10 secunde. Dacă îi zic la ora 1 noaptea, îmi va returna 3600 de secunde. Da? Deci asta este, acesta este time to sec, practic, ne returnează din ora, din, da, din ora respectivă, din timpul respectiv, ne returnează diferența în secunde care a trecut de la miezul nopții din ziua respectivă. În următorul episod o să facem din nou o ajustare pe customers ca să adăugăm și acest create date, să, mă rog, să-l facem să se auto-incrementeze, mă rog, să se populeze automat, dar vedem imediat.